Podcast. De această dată suntem în Podul Iloai cu o surpriză frumoasă pentru doamna Ramona, care astăzi este sărbătorită. O surpriză venită cu toată dragostea din partea persoanelor dragi, așa că rămâneți cu noi să o surprindem și să-i urăm la mulți ani. A la grec. Cofetărie de încredere. Căutăm o doamnă sărbătorită, doamna Ramona o căutăm. Da, ne-ai primis să intrăm? Da, sau mai bine afară? Doamna Ramona? Da. Ne primiți să intrăm? Da, poftim. La mulți ani, vă spuneam. Găsit. Așa, da, haideți să intrăm după dumneavoastră. Așa. Ne v-am găsit. Doamna Ramona, noi suntem echipa surpriză la domciliaș. Știind astăzi că sunteți sărbătorită, venim la dumneavoastră cu o surpriză din partea unor persoane dragi dumneavoastră. Și am să vă întreb dumneavoastră dacă cumva bănuiesc ceva. La cine vă gândiți oare? Nu știu. Copii. Ziceți dumneavoastră? Ginele, nu știu. Florile sunt pentru dumneavoastră. Nu știu. Chiar așa. Nu m-am așteptat. Sticluța o să lăs aici. Da? Ziceți dumneavoastră copii să fie. Copii, ginele, nu știu. Lipsesc astăzi? Da. Da, lipsesc astăzi, așa este. Suntem din partea celor care astăzi și-au dorit din toată inima să-și facă prezența aici la dumneavoastră la sărbătoare, să-l țineți așa. Care și-au dorit din toată inima să vă mulțumească pentru tot sprijinul. Pentru că le sunteți aproape, chiar dacă fizic nu aproape, dar să plătești mereu aproape de ei. Dai mădă, hai mădă din așa. Și cine stă în spatele acestei surprize, să știți că din toată inima și-a dorit astăzi să vă transmită câteva gânduri. Câteva gânduri care le-a scris din inimă și din suflet și care a încercat măcar un pic să-și facă prezența aici la dumneavoastră, la sărbătoare. Iar mesajul spune așa, la mulți ani, dragă mamă, dacă nu ți-am spus-o niciodată, ți-o spun acum. Îți mulțumesc că existi, îți mulțumesc că ești mama mea, îți mulțumesc pentru că ai avut răbdare cu mine, îți mulțumesc că m-ai crescut oferindu-mi toată iubirea și fericirea de care un copil are nevoie și îți mulțumesc pentru că nu ai încetat niciodată să crezi în mine. Te iubesc cu toată ființa mea și îți doresc multe zile senine ca să ne bucurăm împreună de tot ce are viața mai frumos să ne ofere. Fie ca ziua ta specială să fie la fel de strălucitoare și caldă ca sufletul tău. Ești cea care m-a învățat să zâmbesc, să iubești, să mă ridic atunci când cad. Îți urez un an plin de sănătate, liniște și fericire. La mulți ani cu dragoste și prețuire din partea lui Marius împreună cu Andra. La mulți ani! Marius și Andra sunt cei care au stat în spatele surprizei. Da, mulțumim din suflet, nu m-am așteptat. Nu v-ați așteptat să vă sărbătorească și ei. Exact, nu, nu. Da. Acum să știți, noi pentru noastră mai avem și o melodie pregătită. Au pregătit o melodie atât cât pentru mama, cât și pentru tata, pentru că le este dor de amândoi.
mulți ani vă spunem, doamna Ramona. Noastră să fiți sănătoasă și cu Doamne ajută să ajung copiii aici aproape de dumneavoastră. Surprize la domiciliu. Noi oferim emoții.